cărămida roșie de pe turnul lui ține minte acel prim moment. Când orașul de sub tâmpa și-a primit aripile. Se întâmpla acum 85 de ani. Zborul nu s-a inventat aici, dar și Brașovul a contribuit la dezvoltarea și rafinarea sa. Industria aeronautică română și-a pus amprenta pe istoria aviației mondiale. A oferit lumii avionul de vânătoare iară 80. A fost apogeul inginerilor de la iare. În prezent, bătrânul hangar din spatele turnului stă singur. Numai cărămida roșie mai ține minte acel prim moment. Visul meu pentru 2020 este amenajarea unui muzeu al aviației în vechiul hangar, unde lumea poate descoperi și admira fantastica istorie aviatică a acestui oraș și a acestei țări. Unde lumea își poate căpăta sau recăpăta aripile. Amenajarea aleii și a vegetației din fața hangarului sub forma unui micuț parc tematică aeronautică ar fi un prim pas în realizarea acestui vis. Apoi, în noul acoperiș al hangarului, ar fi integrate plăci cu celule fotovoltaice pentru a lumina eficient și economic exponatele viitorului muzeu. Dacă alegem să nu facem nimic sau dacă așteptăm să facă alții ceva, istoria dispare și memoria se pierde. Orice gest, oricât de mic, va conduce în cele din urmă spre ceva grandios.